Avem acest raliu organizat de către Clubul Rotary și pe noi ne bucură orice activitate de acest gen pentru că antrenează populația să vină să vadă că există posibilități de a-și petrece timpul, pe care îl au într-o manieră cât de cât bună. Adică armonia în primul rând. Dacă trăim în armonie, avem prietenie. Dacă avem prietenie, avem tignă. Dacă avem tignă, îl avem pe Dumnezeu. Dacă îl avem pe Dumnezeu, avem pace. Iată că această competiție se întâmplă exact în centru civic a Mireșului Mare, o zonă proaspăt refăcută din, cu sprijinul fondurilor europene, a primăriei. Iată că un lucru extraordinar, se pot ține deja și competiții. Da, așa este. Aici, într-adevăr, drumul județean este refăcut, dar ca să arate bine, întotdeauna când ai făcut o casă, ți-ai făcut un mobilier, e bine ca să ai pe masă o vază cu flori.
iar această zonă este într-adevăr gândită ca să fie integrat. Trebuia să particip la un astfel de eveniment. Rotary a organizat un eveniment deosebit. E adevărat că ne-am pierdut puțin prin pădure, e adevărat că din Vălenii și Oncute, în loc să venim pe drum, am venit pe coclauri, peste dealuri, am trecut pe la releu. Ne-a spus cineva că dacă vrem să câștigăm singura noastră șansă, să trecem pe la releu. Am trecut pe la releu, e adevărat că erau bolțile de o jumătate de metru, dar am ajuns într-un final. Este greu un astfel de raliu tehnic obligativ? Nu, nici de cum. Nici nu pot spune raliu. E o activitate excepțională la care merită să particip. Avem lângă noi pe primarul localității Mireșul Mare, da? Comuna Mireșul Mare, domnul Ioan Măghie, și pe colega mea și prietena mea, Nora Halga. Dar eu vreau la început să-mi spuneți dacă sunteți de acord. Vreau să încep festivitatea de premiere cu un buchet de flori pentru gazda noastră, Simona. Hai, Simona! Florian! Raliului Auto Nord pentru gazda noastră, vicepreședintele clubului Rotary, președintele în anul următor la clubul nostru, care vreau să stea aici, oferim o șampanie. Tot din partea voastră. V-a plăcut mielul. Da. Și tot din partea voastră a tuturor și pentru domn primar că ne-a găzduit în centrul comunei. Grama Birboiu este cea care ne-a dat campaniile. Sponsorul raliului. Unde Călin? E ok? Da. Acum, festivitatea de premiere va fi făcută de cei doi. Eu le îndemnez diplomele și zi și le dau. La proba de îndemânare! Văd că deja proba de îndemânare își face efect. Da. Vă mulțumesc în primul rând că v-ați gândit să ajungeți ca să finalizăm acest frumos raliu în comuna noastră. Îl felicit pe Florian, dar în primul rând pe Simona, care l-a convins că a face un miel așa de bun, important. Și ca să nu ne apuce ploaia, că după aia mai stăm la povești, se acordă locul 3 la proba de îndemânare domnului Daniel Moje. Bravo! Ai poze, șai? Poze? Gata, aici. Și rămâneți toți trei aici. Veniți, rămâneți acolo ca să vină ceilalți. Bun. Locul numărul 2. Da. Ionuț Pârvu. A plecat Ionuț, e feciorul lui, e pe aici. El e cel care a câștigat și anul trecut. Da? Avea o festivitie locul 3. Și acum, locul numărul 1, domnului Eric Leș. Cu Pico, trebuie menționat. Bravo, Pico! Rămâi aici și facem poze cu toții. Bun. Și eu aș vrea, sper că mai este aici John Kira, singurul prietenul nostru care a acceptat invitația și a fost singurul la secțiunea moto. Noi pregătisem locul 1 și medalie pentru cei de la secțiunea moto. Domnul primar, vă rog frumos să premiați pe prietenul nostru, președintele clubului Rotary Târgu Lăpuș. Se cuvine ca o femeie să vă pună și clopul. Așa. De clopul. Continuăm.
când ne ajută softul, scrim medaliile și pentru locul 3, locul 2 și locul 1, clasament general. Vă plac cupele! Da, da? Excelent! Dar goale se dau! Cu datorii! Cu datorii! Venim și data viitoare. Deci, a trebuit să afișez și să aștept puține critici, adică contestații, dar ce mi-au dat acum cei de la Soft, cărora le mulțumesc, am aici podiumul și la clasamentul general. No, dacă vreți, nu știu cum să vi-l citesc. Da? Mulțumesc, domnule primar. Deci, și vă scriu diplomele pe urmă. Dar na, asta e. Sunt surprins de ce e aici. Dar asta a fost locul 3. Echipajul Pinstea Remus Pop Andrei. Da, rămâneți aici, să facem poze cu toții. Locul 2, clasamentul general. Vine ploaia, se va da. Vine ploaia, se unde... Locul 2, clasamentul general. Leș Eric, Leș Nicolae. 1224. Locul 3, mă vedeți, mă vedeți. Vă plac cupele, da? Superbe! Felicitați pe Huiaș! Așteptăm Huiașul! Și noi! Hai că vine ploaia. Locul întâi în clasamentul general, echipajul cu numărul 6, Circu Daniel Fruța Nicolae.